Okay. Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la jumătatea săptămânii de această dată, întrucât duminică și luni am fost la București, la ședința Comitetului Director și Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, unde am avut mai multe discuții de făcut. Venim cu exemple de bună practică pe care le-am văzut la alte municipii. E drept că discutăm de municipii reședință de județ foarte bine dezvoltate și din zona Ardealului, dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să copiem exemple de bună practică și de aceea din discuțiile care le-am avut dimineața la ședința operativă cu colegii mei am decis să încercăm să extindem digitalizarea în cadrul primăriei municipiului Roman și să încercăm să identificăm soluții pentru a primi și, pe de altă parte, a elibera cât mai multe documente online, atât în ceea ce privește starea civilă, cât și direcția de urbanism, dar nu numai, să încercăm pe cât posibil să implementăm cât mai multe din aceste metode și tehnici noi și moderne pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Așa cum am anunțat și în trecut, odată cu festivitățile prelejuite de ziua de 1 decembrie și deschiderea patinoarului, lucrăm pentru a finaliza rețeaua de wireless în zona parcului din fața primăriei municipiului Roman, din zona Muzeului de Artă și parcul din lateralul Casei de Cultură. În același timp am scos la concurs și s-a angajat un informatician nou care alături de ceilalți va avea pe de o parte o misiune de a contribui la implementarea acestei rețele de wireless. Ulterior să încercăm să implementăm cât mai multe din aceste aplicații online pe pagina primăriei și mai mult decât atât voi dori să creăm o aplicație pentru telefoanele mobile de tip smartphone care să permită cetățenilor comunicarea diverselor probleme care apar la nivelul municipiului Roman. Ceea ce vreau eu să înțeleagă toată lumea este că, sigur, în momentul de față, cei care mă cunosc și care m-au în lista de prieteni sau pe pagina mea personală îmi comunică și îmi sesizează diferite probleme, le pot prelua, la fel pe pagina primăriei, însă trebuie să conștientizăm cu toții faptul că dacă facem o postare într-un anumit grup sau pe o anumită pagină din zona Romanului, uneori are șansa să fie văzută și de către noi, alteori nu. Și tocmai de aici vreau să vină, de aici interesul nostru de a crea această aplicație pentru a ne comunica în timp util problemele care pot apărea la nivelul comunității noastre și pentru ca noi să putem interveni într-un cât mai scurt timp pentru remedierea acestora. Practic, totul în ideea unei comunicări cât mai bune cu cetățenii municipiului Roman. Așa cum vă anunțam încă de săptămâna trecută, luni a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor în ceea ce privește împrumutul bancar al primăriei municipiului Roman.
au fost făcute două oferte, una de către CEC Bank și una de către BCR. Oferta declarată câștigătoare fiind cea mai avantajoasă din toate punctele de vedere a fost oferta de la CEC Bank și urmează ca până la finele săptămânii să avem draftul de contract și ulterior să facem pașii necesari pentru implementarea acestui împrumut. O solicitare care ne-a parvenit din partea operatorului care folosește linia ferată a CFR-ului pentru transportul de persoane. Ni s-a solicitat ca luni și marți, 13 și 14 noiembrie, în intervalul orar 8:30-14, să le permitem intervenția la calea ferată pentru înlocuirea acelor șuruburi care țin straile, acele bucăți de cauciuc dintre liniile de cale ferată. Ele în momentul de față joacă până la implementarea acelui proiect pe care noi l-am predat celor de la Oscar Downstream. Această firmă dorește realizarea doar de reparații. Vom profita și noi de aceste restricții de circulație care vor fi în sensul că se va circula pe un singur sens în vederea efectuării acestor reparații. Spuneam, vom profita și noi pentru a interveni cu mixtură rece, cu acel RRD și în ceea ce privește părțile de carosabil care țin de Primăria Municipiului Roman să putem interveni și până în primăvara anului viitor, când cel mai probabil sperăm ca acea firmă să facă reparațiile capitale la această linie, să putem să mai plombăm această trecere la nivel cu calea ferată, care este o cale atipică față de celelalte de pe, dacă e să ne raportăm la E85, și având în vedere faptul că nu este perfect perpendiculară pe axul drumului, de aici apar și problemele acestea, se rup șuruburile care țin straiele. Din discuțiile care le-am avut, dacă tot discutăm de acea zonă a orașului, discuțiile care le-am avut cu constructorul de la giratoriu, se pregătește, dacă nu azi, mâine, pentru turnarea stratului de uzură, pentru a finaliza oarecum și această lucrare. De asemenea, un alt obiectiv pe care vi l-am anunțat și pe care mi-l doresc realizat este reparația sălii de festivități a Primăriei Municipiului Roman. Începând de luni, colegii mei de la Direcția de Servicii Edilitare au început eliberarea acestei locații. Am scos scaunele și toate celelalte materiale care mai sunt acolo în zonă și după ce vom finaliza aceste operațiuni, vom aduce o schelă pentru a începe lucrările de reparații la acest obiectiv. Așa cum v-am anunțat în trecut, pe lângă lucrările de intervenție la partea de arhitectură, vom înlocui scaunele, vom monta o mochetă, vom repara scena și tot ceea ce ține de sistemul audio și video și de asemenea sistemul de iluminat pentru a avea o sală modernă multifuncțională care să poată permite pe lângă ședințe și activități socioculturale. Aș vrea să aduc la cunoștința părinților care au copii la corpul D din Roman Vodă faptul că am deschis în intervalul orar destinat aducerii copiilor la școală și luării acestora la finalul programului, practic de la ora 7:30 până la ora 8:30 și după amiaza de la 15:30 la 16:30,
am deschis poarta de acces dinspre Dumbrava Roșie pentru a mai degreva din traficul de pe strada Tineretului și în același timp pentru a permite copiilor să ajungă în condiții sigure la unitatea de învățământ, așa cum vă spuneam, corpul de la Roman Vodă. În această perioadă s-au făcut intervenții la bazinul de not. Se află practic în etapa finală înainte de recepția definitivă a acestui obiectiv de investiții și împreună cu constructorul am intervenit acolo unde au mai fost probleme. Pe lângă revizia periodică a acestui bazin, am mai solicitat în plus înlocuirea unui sifon care trebuia să se facă cu șuruburi de inox. Am schimbat radiatoare. În momentul de față spunem noi că există toate premizele ca activitatea la bazin să se desfășoare în condiții normale. Tocmai de aceea am mai și solicitat încă o săptămână pentru remedierea tuturor problemelor care sunt la bazin, astfel încât anunțăm că de luni 13 noiembrie activitatea la bazin se va relua în condiții normale, inclusiv cu activitatea de saună și copiii și persoane care doresc să vină la agrement poate să știe că activitatea se reia în condiții normale. Vine perioada aceasta rece și știți foarte bine că întotdeauna Primăria Municipiului Roman și Direcția de Asistență Socială a acordat o atenție deosebită persoanelor fără adăpost. Am început deja să punem la dispoziția acestora, am efectuat și lucrări de reparații, de igienizare a adăpostului, a centrului de cazare pentru persoane fără adăpost. În momentul de față avem un număr de 3 persoane care sunt la adăpost, însă în măsura în care temperaturile vor scădea în perioada următoare, ne vom intensifica și noi activitatea și vom aduce un număr mai mare de persoane la această structură de cazare. Vreau să profit de prezența dumneavoastră aici și să fac și eu în nume personal un apel către cetățenii municipiului Roman, dar și către cei care l-au cunoscut sau îl cunosc pe directorul Colegiului Tehnologic Vasile Sav, Dan Zaharia, care are nevoie stringentă de sânge. De aceea vreau să fac un apel la cetățenii municipiului Roman, la prietenii și cunoscuții domnului director, în măsura posibilităților să meargă la centrul de transfuzii de la Roman pentru a dona sânge pentru domnul director, care se află într-o stare a sănătății nu tocmai favorabilă și care are nevoie de ajutorul nostru. Așa cum vă spuneam la începutul conferinței, la ședința Comitetului Director și la ședința Adunării Generale de la AMR, mare parte a timpului alocat discuțiilor s-a referit la această revoluție fiscală, așa cum îi spune guvernul. Din punctul nostru de vedere al primarilor, e o problemă deosebită care se ridică. Aparent, în ciuda totuși a tuturor reacțiilor negative din partea patronatelor, din partea sindicatelor, din partea primarilor, indiferent de culoarea politică a acestora, se pare că guvernul este hotărât să producă aceste schimbări fiscale, care sunt total împotriva celor care muncesc, sunt împotriva primăriilor și, până la urmă,
pe cale de consecință sunt împotriva tuturor cetățenilor. Sigur, guvernul își rezolvă din punct de vedere fiscal o serie de probleme. Și ca să vă explic și dumneavoastră și telespectatorilor ce înseamnă mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, trebuie să înțelegeți faptul că guvernul mai bifează ceva din acel program de guvernare pe care îl iau, în sensul în care vor duce salariul minim la 1900 de lei, dar de fapt oamenii vor încasa mult mai puțin în mână, netul. Și așa cum vă spuneam, guvernul își rezolvă o problemă în ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale de sănătate și contribuțiile de asigurări sociale la pensii. Pentru că toate acele cote se vor referi la o sumă mai mare, da? La 1900 de lei. Și atunci guvernul încasează mai mulți bani. Sigur că încearcă să compenseze guvernul prin reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%. Dar oamenii, până la urmă, tot mai puțini bani vor lua în mână. Însă reducerea aceasta de la 16% la 10% înseamnă pentru primăria Roman o pierdere de 86 de miliarde. Păi dacă ne gândim că în acest an, care a fost un an foarte greu, cu majorări salariale impuse de către guvern și care nu ne-au dat și sursele alternative de finanțare, noi am pierdut 65 de miliarde numai în luna februarie, făcând calcule, când a fost acea majorare cu 20%, am pierdut 65 de miliarde de la investiții. Păi mai vine acum și ne mai ia încă 86 de miliarde, vă dați seama că în condițiile astea nu mai discutăm de buget de dezvoltare, pentru că nu vom mai avea bani de investiții, dar mai mult decât atât ne afectează și pe partea de funcționare. E și o altă problemă. Noi am cerut transparentizarea alocării acestor sume. Știți foarte bine, primăriile primesc 41,75% din cota de impozit pe venit, dar nouă nu ni se comunică niciodată care e pentru Roman impozitul de venit într-o lună. Ni se dau niște sume. Nu știm, poate e mai mult, poate e mai puțin. Am cerut și transparentizarea acestui lucru. Acum, sigur că sunt primăriile mari care au spus, vă dau exemplu Clujului, păi, bugetul nostru de dezvoltare este de 80 de milioane de euro. Noi, prin aplicarea acestor noi procente, pierdem 20 de milioane de euro. Ok, dar tot le rămân 60 de milioane. Hai să ne raportăm la primăriile medii care, iată, așa cum este Romanul până la urmă, și care, cum v-am explicat, va rămâne fără buget de dezvoltare. Trebuie să vedem ce facem mai departe. O primă concluzie la care am ajuns cu colegii mei și oricum era o decizie asumată încă din trecut, dar e clar că va trebui să blocăm angajările, în primul rând. Noi oricum în acest an am făcut angajări doar punctuale, acolo unde au fost imperios necesar acest lucru și vom continua pe aceeași direcție și anul viitor. Ieșirile din sistem vor trebui compensate cu personal existent în primărie, fără a mai aduce personal din surse externe. Dar tot nu este suficient și atunci ne punem cu toți întrebarea ce este de făcut. Multe voci de primari din țară spuneau, păi, e la presiunea tot pe noi că trebuie să majorăm taxele și impozitele. Noi nu ne dorim acest lucru la Roman, vom intensifica și eforturile de a găsi canale de comunicare cu Consiliul Județean, pentru că dacă e să ne raportăm la anul 2017
Și de acolo am pierdut 15 miliarde de lei care nu ne-au fost alocate la începutul anului și va trebui să existe un mai mare echilibru în alocarea fondurilor și de la acest organism. Ieri, în urma discuțiilor pe care le-au avut o serie de reprezentanți ai Asociației Municipiilor cu primul ministru, s-a spus că se va face o evaluare anul viitor și guvernul va căuta soluții de compensare a acestor pierderi. Dar vă spun sincer că acest lucru pe mine nu mă încălzește cu absolut nimic. Eu chiar am avut o poziție destul de fermă în comitetul director, în care tocmai acest lucru am cerut, să ni se dea un instrument de calcul precis pentru compensarea acestor pierderi. Faptul că ne-au majorat cota de la 41,7% la 43%, vă spun eu, este nesemnificativ. De aceea, și vedeți dumneavoastră, chiar era o discuție pe care o făceam între noi primarii. Ne-am agitat să aducem investitori din dorința de a genera cât mai multe locuri de muncă și de a aduce cât mai multe venituri la primărie. Păi în condițiile în care nu-ți vine înapoi și ceva de pe urma generării acestor locuri de muncă, stai și te gândești dacă cumva eforturile pe care le faci tu ca administrație publică locală pentru acei investitori, creează-le infrastructură, îți folosesc infrastructura din oraș, îți distrug toate infrastructura din oraș, trebuie să intervii an de an pentru repararea acestora. Când cu acei bani ai putea să faci altceva pentru cetățenii municipiului Roman. Și atunci să nu existe un revers al medaliei în care fiecare dintre noi să fim interesați în a alunga investitorii, ceea ce ar însemna o crimă din punct de vedere economic și să condamni orașul la subsistență. De aceea cred eu că în momentul de față guvernul este foarte incoerent în aplicarea acestor decizii și semnalul de alarmă pe care l-au tras, să știți că noi la Asociația Municipiilor din România nu facem politică. Acolo suntem primari, nu suntem primari nici PSD, nici PNL, nici UDMR, nici USR, nici eu știu ce alte partide independenți și așa mai departe. Acolo suntem cu toții primari. Iar reacții foarte ferme vis-a-vis de această intenție a guvernului a avut și Gabriela Firea, a avut și Robert Negoiță, a avut și Ilie Bolojan, am avut și eu, am mai avut și primarul de Sfântul Gheorghe. Practic, toți am încercat să atragem atenția asupra condamnării primăriilor la subsistență și vă spun clar că sunt primării de municipii chiar, care sunt mult mai mici decât noi, care vor fi serios afectate în ceea ce privește funcționarea. Și da, sunt de acord că trebuie neapărat și o reformă fiscală. Stăteam de vorbă cu un ministru la gala AMR și spunea că săptămâna trecută, știți, duminică, au fost alegeri parțiale în câteva județe din țară. Și a fost și el într-unul din aceste județe și a descoperit un lucru foarte interesant. O comună care are nici mai mult, nici mai puțin decât 97 de locuitori. Păi, asta nu mai e administrație publică. De aceea cred eu că o reformă administrativă se impune de urgență în România și toate aceste comune mici, cu tot respectul pentru locuitorii lor, nu sunt capabile să se autogestioneze și stau și primesc resurse de la guvern, nici nu se dezvoltă și dacă e să luăm cazul Poloniei, Polonia, de exemplu, e la a treia reformă administrativă. Din păcate, în România există foarte multe unități administrativ-teritoriale și toate acestea necesită cheltuieli de funcționare, în primul rând, care
consumă din bugetele de investiții. Da, o altă informație pe care aș vrea să vă mai aduc la cunoștință se referă la semnarea contractului pentru atribuirea lucrărilor de asfaltare din cartierul Nicolae Bălcescu. Data de 14 noiembrie este fixată ca și termen pentru 14 noiembrie pentru semnarea contractului, însă în acest moment am primit o serie de solicitări din partea unor contracandidați la această licitație și se pare că vor exista contestații, deși nu înțeleg care ar fi motivul contestației, atâta timp cât toate firmele au fost calificate pentru a fi analizate din punct de vedere al ofertelor financiare. A fost aleasă și selectată oferta cu prețul cel mai mic, așa cum v-am anunțat și data trecută, la 66% din valoarea de estimată, dar în cazul în care va exista această contestație sau o contestație cât de mică, chiar la CNSC, ne va pune în imposibilitatea de a mai interveni în această toamnă pe strada Tinosului, așa cum îmi propusesem. Eu, până la urmă, sper să nu existe o astfel de contestație. Mai mult, chiar discutam la nivelul Asociației Municipiilor, pentru că s-a reproșat unor primării că au excedent la finalul unui an. Păi, acest excedent e generat și de această legislație greoaie în domeniul achizițiilor publice și în domeniul licitațiilor. Pentru că în momentul de față toate aceste contestații tendențioase nu fac altceva decât să întârzie efectuarea unor lucrări care poate pentru anumite comunități sunt chiar importante și chiar stringente. Dar nu aș vrea să încheiem totuși această conferință într-o notă pesimistă, ci vreau să o încheiem într-o manieră pozitivă și așa cum ați văzut și pe pagina mea pe rețeaua de socializare, luni seara în cadrul galei AMR, prima gală în cei 27 de ani de existență a Asociației Municipiilor din România, municipiul Roman a reușit să câștige la luptă cu alte două municipii importante, Sibiu și Cluj-Napoca, premiul de excelență în transparentizare. În transparență e un premiu care ne onorează foarte mult, dar care ne obligă în același timp. Tocmai de aceea am venit foarte motivat și foarte determinat de la această gală pentru a continua transparentizarea activității Primăriei Municipiului Roman și mai mult decât atât digitalizarea acestei activități. Noi ne-am înscris în competiție la 4 categorii. În finală am intrat doar la 2, digitalizare și transparență. Și la nivelul Asociației Municipiilor din România se va face și o delegație în primăvara anului viitor în Estonia. Estonia, în momentul de față, este lider mondial în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice. Sigur, e o țară mică, s-a acționat la nivel macro și mi-aș dori foarte mult să învățăm și noi din experiența acestor țări și din experiența administrațiilor publice locale, în primul rând, pentru că la nivelul macro au ajuns ca în cartea de identitate să dețină toate informațiile legate de o persoană. Un chip care conține toate informațiile, permis de conducere și așa mai departe. Sunt foarte avansați din acest punct de vedere și sunt convins că va fi o experiență foarte, foarte utilă pentru noi
și să aducem exemple de bună practică din acest punct de vedere. Cam atât am avut eu să vă comunic și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Având în vedere mai mult ca să va urma revoluția fiscală, cam cât ar fi pierderea primăriei române? 86 de miliarde. Și ați făcut un calcul să vedeți dacă prin majorarea de impozite, în limita legii, că acum dumneavoastră sunteți cam la jumătate cu... ați putea să recuperați din... Sigur că o parte din aceste pierderi ar putea fi recuperate, însă nu e în intenția noastră să majorăm impozitele. Nu mă încălzește cu nimic că dacă majorez impozitele, există riscul ca populația efectiv să nu aibă bani pentru plata acestor impozite. Și atunci cu ce mă încălzește? Că eu le majorez, dar de fapt nu le încasez. Prefer să rămână la nivelul actual și să le încasez pe acestea. Iar, repet, eu cred că vom reuși prin presiuni la nivelul Asociației Municipiilor din România să determinăm guvernul să ne dea formule de calcul clar pentru compensarea acestor pierderi, pentru că practic guvernul nu face nimic altceva decât să condamne comunități întregi de oameni la subdezvoltare. Și acest lucru nu este în regulă. În cazul în care nu apare o formulă clară și există tendința ca aceste compensații să meargă mai mult către primarii de o anumită culoare politică, v-aș asta probleme? Cu siguranță va trebui să luăm în calcul orice variantă. Vă spuneam că în momentul de față pentru noi ne-a fost foarte greu în acest an, întrucât am avut un buget de dezvoltare destul de redus. Însă dacă vor exista și aceste pierderi, vom avea și probleme de funcționare. Șoseaua Român Vest. Încă nu este recepționată. Mostrele au venit probleme? Au venit probleme. Am cerut un punct de vedere asfaltatorului, așteptăm punctul de vedere. O parte dintre ele au ieșit conforme, o parte dintre ele au determinat prezența de piatră de râu în compoziția asfaltului. Nu sunt chiar așa de dezastroase aceste probe, însă așteptăm punctul de vedere al constructorului și ulterior vom ieși cu un comunicat. Toate astea am văzut că au apărut probleme la barieră și la unele guri de canal unde a sărit asfaltul și practic... Da. Eu v-am spus că șoseaua Roman Vest nu va fi recepționată până când nu vor fi eliminate toate aceste inconveniente. În zona barierei, într-adevăr, au apărut acele denivelări generate de faptul că noi în iarna anului trecut am efectuat reparații cu RRD, însă când s-a venit cu turnarea covorului asfaltic, în mod normal era eliminarea acelor plombe cu RRD, pentru că ele nu lucrează la fel de bine în compoziție cu asfaltul cald și tocmai din aceea au apărut acele denivelări. S-au făcut reparațiile acolo în zonă și așteptăm să vedem cum se comportă. Bine, la reparație a apărut un filmuleț pe rețelele socializare cum împrășteau bitumul cu creangă. L-am văzut și eu acel filmuleț, i-am reproșat constructorului acest lucru și vă spuneam, nu vom semna procesul verbal de recepție până când nu ne vom asigura că lucrările sunt de calitate. Mai mulți oameni se plâng că nu mai au acces pe stadionul Constantin Nevoiu. Da. Și se întreabă dacă le găsi o soluție, adică nu știu, că aranjarea unei piste realizată în parc, unde acum se pun că nu pot alerga din cauza că sunt copii, sunt cu bicicletele și practic nu e o pistă dedicată lor, sau dacă se ia în calcul cumva amenajarea într-un fel a pistei de la stadionul Moldova. Da, în momentul de față, stadionul Constantinescu Nehoi se află în administrarea liceului cu program sportiv. Acolo s-a reușit schimbarea suprafeței de joc, fiind vorba de o suprafață sintetică, care trebuie protejată. Există un proiect acolo în zonă și așteptăm finanțare și sperăm că poate anul viitor vom avea finanțare pentru realizarea unei piste sintetice cu 5 benzi de alergare.
Și sigur că ulterior, din momentul în care vom avea această pistă sintetică, vom redeschide pentru iubitorii mișcării în aer liber acest obiectiv. În momentul în care vom avea soluții pentru și alte soluții pentru iubitorii de mișcare în aer liber, le vom oferi. Eventual putem să discutăm la Stadionul Moldova anumite ore când să poată fi deschis pentru practicarea acestui gen de mișcare. Aveți un orizont de timp legat de amenajarea pistei? Acolo depinde de finanțările care vin de la Ministerul Învățământului. Odată cu digitalizarea, aveți în calcul și un nou site pentru Primăria Română, mai prietenos, mai modern? Aceasta vă spuneam că după ce vom finaliza lucrările de realizare a rețelei de wireless, vom lucra la site-ul Primăriei Municipiului Rom. Din cauza că s-a scos taxa prima matriculare la mașini, traficul în Roman a devenit un pic cam... Nu numai în Roman, vă spun în toate localitățile din România. Aceeași problemă o avem toți primarii. Ați luat în calcul niște măsuri de fluidizare și de calmare a traficului? Din păcate, infrastructura rutieră este aceeași. Niște sensuri unice, niște o reorganizare a traficului. În momentul de față, știți foarte bine că am avut o tentativă în primăvara acestui an de a vedea cum funcționează un sens unic, de exemplu, pe strada Tineretului, și s-a constatat că atunci, deși erau în intersecții polițiști de la Poliția Națională și de la Poliția Locală, tot nu s-a reușit descongestionarea pe un singur... Păi, trebuie să... Nu putem să luăm niște măsuri fără a face niște probe înainte. Am făcut probele atunci și s-a demonstrat că traficul a fost mult mai aglomerat prin acest sens unic. În momentul de față, aceasta este infrastructura la Roman. Într-adevăr, vom intra cu un sens unic pe strada Mihai Eminescu, segmentul cuprins între Tudor Vladimirescu și Bulevardul Republicii, dar acolo avem deja creat sens unic pe strada Ion Creangă, deci poate exista un anumit circuit și e un segment de drum foarte, foarte îngust acolo în zonă și de aceea am luat această decizie. În condițiile în care vor mai exista situații punctuale unde vom putea interveni prin amenajarea de sensuri unice, o vom face. Ultima chestie, am văzut că insulele din parc erau închise, știți ceva? Da. De multe ori erau închise toate insulele din parc. În acest moment s-a intrat la lucrări de conservare în acea zonă. Suntem deja în luna noiembrie și pentru protejarea acestor zone s-a luat această decizie, urmând ca să pregătim totul pentru primăvara anului viitor. Da. Domnule primar, care este dobânda pe care o va plăti municipiul Roman la împrumutul de 10 milioane de euro, la ce bani, și pe ce perioadă facem împrumutul? Împrumutul este pe 15 ani, cu o perioadă de grație de 2 ani. Dobânda este 1,5% marja băncii, plus robor la 6 luni. E cea mai bună ofertă astăzi. Da. Câte locuri va avea sala de festivități în Pădăstru? În momentul de față, din estimările noastre, în jur de 230 de locuri. Practic vom pierde undeva între 15 și 20 de locuri, pentru că vom aduce scaune mai mari și de o altă natură. Când ați vorbit despre corpul de la Roma Vodă, vă referiți cu bravo și în spatele spitalului. Exact. Da, 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 da. La bazinul de onor se vor prelungi abonamentele plătite deja. Cu siguranță, fără nicio problemă. Și spuneți-ne ce are domnul Zaharia, pentru că dacă facem o știre umanitară, să știm, să o facem da. Complet. Da. Probleme de sănătate deosebite. Probleme grave de sănătate. Da. Da. Deci, în momentul de față, tot ce trebuie să știe romașcanii și cei care doresc să doneze sânge pentru dumnealui, e că are nevoie urgentă de sânge. Dar nu știți, grupa care este? E A2. Da. Da. Și, sigur, situația pe care
în care vom fi, că nu știe nimeni ce va fi exact, după ce guvernul va lupta cu această revoluție fiscală, va face ca la Roman să se pierdă 86 de miliarde. Nu luați în calcul desfințarea de echipe de handbal și de fotbal care mănâncă 36 de miliarde. Păi eu am spus acest lucru încă de vreo două săptămâni, dacă mi-aduc eu bine aminte, pentru că trebuie să vină și Consiliul Județean alături de noi. Și v-am mai spus și astăzi în cadrul conferinței, luăm în calcul absolut orice variantă. Inclusiv asta, chiar dacă vine Consiliul Județean, 36 de miliarde pentru investiții, înseamnă bani? Cu siguranță. Și ce firmă contestă asfaltările din acestea? Adică asfaltarea. În momentul de față am primit o solicitare din partea, de clarificări din partea Danlin. Danlin. Da. Suntem în aceeași zona lui 97-98%. Sigur, fără nicio problemă, numai că eu trebuie să aștept o perioadă de 6 luni de la ultima adunare. Fără nicio problemă, eu am făcut un apel chiar și în ședința operativă de astăzi către colegii mei, le-am adus la cunoștință și toți cei care vor să doneze sânge, indiferent pentru ce cauză sunt invitați să o facă. Și vreau să vă mai spun încă un lucru, în luna noiembrie, deci de joi, de mâine, într-o săptămână, am fost selectați din nou de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Știți că anul trecut am câștigat cu acel proiect Romașcanii Decid, cu care am participat și în Malta. Am fost selectați de această dată cu exact acest proiect, Romașcanii Salvează Vieți, și cu campania de donare de sânge. Și așa cum spuneți dumneavoastră, ca și exemplu personal, eu voi relua această activitate tocmai pentru a încuraja și pe ceilalți romașcani să facă același lucru. Da, deci eu am depus solicitări către Consiliul Județean vis-a-vis de, vă referiți la reparațiile la Clubul Țevilor? Da. Păi acolo eu nu am solicitat bani pentru reparații, ci am solicitat doar să-mi dea acordul să efectuez acele reparații. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, la acea vreme nu a venit acel acord. Noi am făcut adrese din care le-am spus că răspunderea le aparține în totalitate pentru orice deteriorare va apărea la această clădire monument istoric, și alte răspunsuri nu avem de la Consiliul Județean. Nu știu nicio. În condițiile în care se primiți un răspuns favorabil de la Consiliul Județean în deschis sprijinit, se mai pune problema desfințării echipei? Deci, haideți prima dată să vină acest sprijin, să-l vedem de ce natură este și sigur că e până la urmă un brand acest al romanului în handbalul feminin. Se distruge, e foarte simplu, e ușor. Vă spun eu, în 3 zile am desfințat-o, nu e o problemă. Dar să reconstruiești, să reajungi din nou unde ai fost după 15 ani de muncă, e cam greu. Aceasta este o situație extremă.
Sigur că dacă în continuare Consiliul Județean nu înțelege că trebuie să sprijine sportul de performanță din județ, nu mă refer doar la Roman, din județ, acolo unde este, ne va fi foarte greu, mai ales având în vedere și toate aceste modificări, să ținem sportul de performanță la Roman. Haideți să încercăm să fim totuși pozitivi. Ați văzut și eu am încercat să închei conferința într-o notă pozitivă și să credem cu toții că ambițiile politice trebuie lăsate deoparte doar pentru acea lună de zile când sunt campanii electorale și în rest toți cei care suntem aleși pe anumite funcții să ne dăm tot interesul pentru dezvoltarea comunităților noastre, pentru susținerea comunităților în care trăim și pentru susținerea județului Neamț în ansamblul său. Fiecare de pe poziția sa să încerce să ajute cât mai mult comunitățile din, pe care le conduce. Nu a fost o întâlnire. Deci trebuie să înțelegeți că s-a speculat foarte mult pe marginea acestei întâlniri. A fost o întâlnire ocazională pe holul Parlamentului. Și eu, când mă duc la Parlament, mă întâlnesc și eu, și cu senatori, și cu deputați, și cu președinți de Consiliul Județean, și așa mai. Asta nu înseamnă că a te saluta cu cineva, care e o formă de respect până la urmă, e același lucru cu a detenționa anumite situații. Repet, nu, eu, din punct de vedere personal, nu am nicio problemă cu domnul Arsene. Instituțional, mă deranjează că Romanul nu primește susținere din partea Consiliului Județean. Eu sper ca acest lucru să se schimbe, încerc și fac eforturi să deblochez această situație, am discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean și sper ca aceste lucruri să deblocheze. Atât tot, restul mai departe, nu facem politică și nu ne interesează aceste lucruri în acest moment. A fost o ședință extraordinară, nu luăm în calcul, așteptăm ceea de rectificat. Poate că ei în calitate... Deci, doamna Flora, trebuie să înțelegem în felul următor. Poate consilierii noștri sunt responsabili și înțeleg că locuitorii ai județului sunt și cei din Târgu Neamț. Eu fac un apel la domnul președinte Arsene să înțeleagă că și locuitorii din Roman și din zona celor 26 de comune arondate Romanului sunt tot locuitori ai județului Neamț. Ei nu au culoare politică, ei sunt locuitori ai județului Neamț și trebuie să primească un tratament egal din partea Consiliului Județean. Atât tot. Restul altceva noi nu cerem. Cuantumul taxei de intrare la bazinul de not este neschimbat. Este același de mai multă vreme. Ceea ce am introdus noi ca element suplimentar este o taxă de acces la saună, care nu era tarifată în niciun fel și care generează niște costuri de exploatare. Costuri de exploatare care trebuie nu acoperite în totalitate, pentru că primăria nu este o unitate generatoare de profit, dar nici nu poate funcționa în pierdere. Referitor la organigrama primăriei, ați spus că s-ar putea să fiți nevoiți să blocați angajările. Puteți să-mi spuneți acum cât la sută din organigrama este acoperită? Care e nivelul de poste de funcționare al primăriei? Câte posturi sunt în organigramă? Câte sunt ocupate? Da, deci eu am spus-o încă de la începutul acestui an, cel puțin după ce a venit acea majorare a salariilor, că vom încerca să limităm angajările doar pentru acele posturi unde este neapărat nevoie și unde avem o lipsă de personal și trebuie să oferim servicii către populație. Mai departe, aceeași gândire o vom avea și în viitor. În momentul de față ați văzut foarte bine că și la ultima ședință ordinară o parte din consilierii locali spuneau că sunt prea multe locuri vacante. Da, așa este. Avem o serie de obligații legale care ne-au fost date de către guvern.
și de către Parlament prin, prin modificările legislative, însă eu îmi doresc să funcționăm la această limită de, de avarie, eventual chiar ieșirile din sistem să fie acoperite cu personal din, din interior. Nu, nu poate fi altceva mai benefic decât concurență. Deci eu mă bucur foarte mult că există această concurență, pentru că în acest fel putem să avem candidați din ce în ce mai buni și, de ce nu, ulterior, salariații primăriei din ce în ce mai buni. Pentru că sunt, sunt condiții impuse de lege pentru postul respectiv. Nu, nu, nu. 105.000 de miliarde. 105.000 de miliarde? Da. Deci asta, acesta este bugetul consolidat al Romanului, în care intră și învățământul, spital, tot, tot, tot. Când discutăm de veniturile proprii ale primăriei municipiului Roman, discutăm de cele provenite din taxe și impozite locale, care sunt undeva în jur de 270 de miliarde, și veniturile care provin din această cotă 41,75%, care se ridică undeva tot pe la, pe la acea sumă. Și pe cale de consecință, dacă veniturile noastre proprii sunt undeva în jurul lui 400-450 de miliarde, de acolo pierdem noi cei 86, din veniturile proprii. Nu vorbim de bugetul consolidat. Mulțumesc. Ați mai primit situația șarpantă la acoperiș? Încă se centralizează. Au venit și vin în continuare foarte greu de la asociațiile de proprietari. Cel mai probabil, dacă nu se vor încadra în termenul de 30 de zile pe care noi l-am acordat, vom reveni cu, cu solicitări către acestea. Eu, din câte am înțeles, la nivelul Guvernului se lucrează în această perioadă la o formulă de rectificare bugetară, însă nu știm în momentul de față ce va prevedea aceasta. Acum, pentru luna cu scripturile primăriei, sunt asigurate în fel la salarii? Repet, noi, din punct de vedere al, al funcționării, nu avem probleme deosebite în acest an. Suntem în limita prevederilor bugetare, sigur că pe aici, pe acolo, mai trebuie făcute anumite ajustări, dar nu, nu e o situație chiar atât de, de dramatică în momentul de față. Problema va fi în momentul în care vom pierde acele sume de bani. Da. Tot vis-a-vis de salarii, au mai fost făcute plățile salariale la CSM Roman? Nu, nu, nu. Deci a rămas la nivelul... Da, da. Din păcate, acolo suntem în situația în care nu avem nici cheltuieli pentru deplasări și organizări de competiții. Asta ce înseamnă? Că deplasare? Păi, nu, în momentul de față nu. În momentul, jucătoarele au plecat în, în deplasarea de la, de la Craiova. Bă, cel mai probabil luni vom face o ședință de Consiliu pentru a efectua o rectificare bugetară în funcție de resursele pe care le vom identifica. Și vom aloca o sumă de bani și către CSM pentru organizarea de competiții. Tot în urmă, acolo știu că s-a facturat luna septembrie, nu știu însă dacă s-a și achitat. În ceea ce privește jucătoarele, toate sunt angajate ale clubului, din punct de vedere a raportului de muncă. Nu există raportul de muncă. Prin noua lege a sportului, sau prin modificările aduse legii sportului, toate jucătoarele sunt, au contracte de activitate sportivă cu CSM Roman. Dar unele dintre ele, ce știu, mai sunt angajate?
Aceea e strict problema lor dacă aleg să fie angajate și în alte, în alte parte. Da, în momentul de față nu avem o certitudine din punctul de vedere a artiștilor. Încercăm prin firma care se va ocupa de organizarea acestor evenimente și cu impresarii cu care este în contact să identificăm acei artiști care mai au solicitări în zona Moldovei, știut fiind faptul că în perioada aceasta a revelionului tarifele practic sunt duble, și trebuie să ne orientăm către artiști care mai au angajamente în zona Moldovei pentru a-i putea atrage și noi la România. Dacă nu înșel, un acord de colaborare cu Iovetii, se specifica faptul că această firmă va trebui să plătească artiști? Sau cel puțin o parte, unul de muzică populară și unul de ușoară, vom încerca poate chiar doi și să intervină și primăria cu mai puțin. Cu siguranță, dacă dorim să ne aducem artiști de top, va trebui să contribuie și primăria. Dar ce lucrări se efectuează aici în piața? Pentru alimentarea cu energie electrică a patinoarului. Ați menționat de întâlnirea cu conducerea Consiliului Județean, dar uităm că avem niște parlamentari care sunt chiar din Roma și chiar aparțin de în același partid cu domnul Arsenie. Da, ați ei au alte preocupări. Să interveni sau ați observat vreo inițiativă de-a lor? Da, am observat o inițiativă, dar în alte domenii de interes decât investițiile și necesitățile reale ale romanului. Haideți să vă întreb direct. Au venit vreodată la dumneavoastră de când a început mandatul lor să vă întrebe, domnul primar, aveți nevoie de noi să intervenim în anumite locuri, în anumite spații, să vă sprijinim cu anumite proiecte? În afară deputatul Leoreanu, nu. Eu, în momentul în care am făcut solicitări publice... Da, am și eu întrebare aici, ca să nu... Da. Dar domnul deputat Leoreanu a venit la dumneavoastră să vă spun, haideți să mergem împreună la domnul Arsenie, să discutăm, să dezvoltăm situația. No, aici nu e în sfera de competență administrativă a domnului deputat Leoreanu. Eu, într-adevăr, sunt într-o colaborare foarte bună și mă sprijină foarte mult la nivelul modificărilor legislative care să corespundă necesităților municipiului roman, dar și la nivelul unor situații din ministere. Restul mai departe, aici nu cred eu că e vorba de o detenționare din punct de vedere politic, ci pur și simplu administrativ trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să ne facem treaba pentru toți nemțenii, pentru, și implicit și pentru romașcani, că și ei fac parte din județul Neamț. Iar romanul, conform datelor și datelor oficiale de la Camera de Comerț, depășește 50% din PIB-ul județului Neamț. Că e un contribuitor important. Deci verificați, vă rog frumos, informațiile inclusiv la Camera de Comerț. Verificați inclusiv la Camera de Comerț și veți vedea că avem dreptate. Ați vorbit de bani alocați, de posibilități de desființare echipe și vorbim de cei mai rău. Dar echipa ar putea primi, sau cele două echipe, sponsorizări? Știu că au fost niște firme puternice într-un anumit interval de timp care au contribuit cu sume de bani, au sprijinit. Acum, în condițiile actualelor legi, mai există posibilitatea? Da. Noi am primit chiar în această toamnă un sprijin de la o societate de la Roman. Există o prevedere legală care spune că în limita a 2% din impozitul pe profit poți să-l redirecționezi către activități de acest gen, însă, din păcate, sunt puține companii care generează un asemenea profit, care să permită alocarea unor astfel de sume de bani. E o problemă din punctul de vedere al legislației, pentru că societățile nu au, practic, nicio facilitate fiscală în condițiile în care
acordă sponsorizări. Și aici nu trebuie să ne gândim doar din punct de vedere sportiv, pentru că sponsorizările pot să meargă și către spitale și către alte entități și instituții, însă atâta timp cât nu există o legislație care să le permită anumite beneficii acestor societăți, va fi foarte greu să găsim resursele financiare necesare desfășurării unei activități la un asemenea nivel. Sigur că dacă ne raportăm la activități de masă și la un centru de copii, e cu totul altceva. Când îți dorești să faci performanță la un nivel înalt, să știți că performanța întotdeauna costă. Deci ar putea veni o firmă puternică, dar... Oricine este binevenit la Roman și întotdeauna noi chiar am încercat și am și reușit să le oferim celor care au venit în anumite perioade de existență a echipei de handbal, să le oferim chiar un post în Consiliul de Administrație, tocmai în ideea de a ști cum și pe ce se cheltuiesc banii care vin de la aceste societăți. Da, noi la nivelul clubului sportiv s-au făcut mai multe solicitări către firme atât din zona Romanului, din zona Neamțului, dar și din țară, însă din păcate, așa cum vă spuneam, lipsa unei legislații care să ofere anumite facilități celor care oferă sponsorizări descurajează acest tip de sponsorizări. Bun, așa avem și noi, dar haideți să definim aceste sprijini, adică o sumă de 10.000 de lei, 20.000 de lei pentru o astfel de echipă reprezintă doar eventual, eu știu, masa pe o lună sau... Dar de cât desfințați o echipă faniană, da. Județ, vă dați seama, e bine mă duc și caut, nu știu, eforturile noastre sunt conjugate în această direcție și încercăm, vă dați seama că pe orice cale să atragem și sume de la... Există și posibilitatea, există și interesul și dorința noastră de a face acest lucru. Ați mai vorbit foarte mult de această revoluție fiscală și... Primarii mai au la dispoziție și nu s-a vorbit deloc de pârghiile de colectare. De exemplu, să zicem, Primăria Roman are de încasat bani de la firme, restanțe din ani buni. Mai sunt diferite activități care pot fi dezvoltate. De exemplu, există legislație de, nu ne-ați mai vorbit nimic, de ridicarea mașinilor parcate și de acest serviciu care ar trebui înființat conform legii. Sunt posibilități de colectare de bani. Bineînțeles că se supără contribuabilul, dar în situația în care e criză, trebuie să... Da. Haideți să vă răspund la fiecare în parte. Sumele de bani la care faceți referire dumneavoastră se referă la firme care se află în insolvență sau în faliment. Ori aceste sume nu pot fi executate silit de către Primăria Municipiului Roman, atât cât aceste firme sunt în aceste proceduri și există un lichidator judiciar care le gestionează. Însă, vreau să vă spun că în momentul în care se ajunge la finalizarea unei proceduri de faliment și acele firme au bunuri imobile, să știți că primăria și-a recuperat din bani. Am avut anul trecut de pe societatea Umaro încasați aproape 7 miliarde de lei. Acum de la Polirom am încasat 3 miliarde jumate. Deci noi sume încasăm, dar doar după ce se ajunge la o anumită, într-o anumită fază a executărilor bunurilor acestor firme de către lichidatorul judiciar. Referitor la ceea ce spuneți dumneavoastră, da, într-adevăr, există o legislație care prevede că primăriile pot institui astfel de servicii, însă cheltuielile sunt foarte mari pentru primărie în amenajarea unui parc, în achiziționarea unei astfel de mașini care să ridice... Da, dar nu există o obligativitate, există o permisivitate, deci trebuie să înțelegem că ne trebuie un parc auto specializat pentru depozitarea acestor mașini. Ne trebuie personal specializat pentru acest lucru, ne trebuie mașină specializată pentru acest lucru și mai avem o problemă legislativă. Poliția locală nu are competență în acest sens. Știți foarte bine acea decizie în alte curți, care spune foarte clar că doar polițistul
de la circulație poate să aplice astfel de sancțiuni. Eu am mai văzut că există o anumită stare prin mediul online din Roman, poliția locală nu face nimic. Păi hai să-i dăm pârghii, hai să-i dăm atribuții și după aceea, da, hai să facem. Dar atâta timp ce nu ai pârghii legale, e foarte greu. Noi încercăm pe cât posibil și nu știu dacă ați observat. Sigur, nu în totalitate, pentru că abaterile de la regimul circulației pe drumul Republice nu vor putea fi eliminate niciodată. Însă putem să limităm cât mai mult efectele unei circulații haotice și mai mult decât atât ceea ce ne interesează pe toți, acele parcări haotice. Pentru a rezolva acest lucru, poliția locală se află într-un contact permanent și într-o colaborare cu Poliția Națională, se creează chiar patrule mixte, pentru că pentru anumite tipuri de parcări e competentă poliția locală, pentru anumite tipuri e poliția rutieră. Și atunci am identificat și această soluție și o punem în practică cu aceste patrule mixte, care să poată fie unul, fie celălalt, în funcție de competența pe care o au, să aplice aceste sancțiuni. Lucrurile s-au mai remediat puțin în Roman, însă mai este mult de muncă. Pe de o parte, atât participanții la trafic, conducătorii auto, trebuie să înțeleagă că trebuie să parcheze doar în locurile special amenajate și trebuie să ne scoatem din minte acea comoditate că trebuie să parchezi exact în buza băncii sau în buza primăriei sau unde am eu treabă, în buza magazinului, ci până la urmă și mersul pe jos poate fi chiar util din punct de vedere al sănătății. Spune domnul comandant, domnul șef, director la Poliția Locală, care are în vedere o perioadă în care să se acomodeze și vă va prezenta un plan de măsuri. Ați putea să ne spicuiți, a făcut acest plan, câteva dintre primele măsuri luate. Încă... Spunea ceva de niște pistoale care ruginesc prin rastele și ar fi trebuit date, dar nu au fost date, toți fără pistoale sunt, dar se va pune în practică chestia? Da, încă se lucrează din acest punct de vedere. Ați văzut că și la ultima... Ați văzut că și la ultima ședință am mai făcut niște mutări de posturi. Noi încercăm pe cât posibil să eficientizăm activitatea Direcției de Poliție Locală. Pentru anul viitor vom gândi și un plan de achiziții pentru montarea unor noi camere de luat vederi, astfel încât să avem cât mai mulți polițiști locali în activitate și pe traseu, lucru care ne interesează cel mai mult. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să lăsăm totul în seama poliției locale, pentru că efectivele acestei direcții sunt limitate de prevederile legislative. Un polițist local la 1000 de locuitori și trebuie ca și celelalte structuri ale statului să își facă datoria și să vină în sprijinul autorităților publice locale, în primul rând pentru prevenirea fenomenelor infracționale și, bineînțeles, atunci când, din păcate, aceste lucruri se întâmplă, să aibă o reacție foarte fermă, foarte rapidă, dar, de asemenea, trebuie să existe și o legislație în favoarea lor, pentru că eu pot să înțeleg și pe polițiștii de la Poliția Națională că îți faci datoria, identifici făptașul, dar faptul că el nu răspunde din punct de vedere penal, se vede și el la un moment dat pus în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea așa cum trebuie. Și o penultimă întrebare. Pentru 1 decembrie ați creionat un program. Vor fi tot acele pachetele, fasole? Se lucrează în această perioadă la... militară. Se lucrează în această perioadă la programul pentru 1 decembrie. Suntem în perioada de creionare a programului. Vrem să venim și cu ceva elemente de noutate și în momentul în care vom avea mai multe detalii, le vom aduce la cunoștință. Da, fasolea se va păstra. E o tradiție. La tradiție nu se renunță. Mulțumesc.
Înțeles. Și ultima întrebare, mai grea decât toate. Sunteți invitat astăzi la zile festive, Mihail Gabriele sau invers Gabriele, Mihaele? În limita posibilităților voi încerca să onorez aceste invitații. Mulțumesc Dumnezeu destule, nu voi putea să fac față chiar la toate. Și voi mai onora și o invitație și profit de această ocazie a prezenței dumneavoastră aici și public să-i transmit domnului primar Dragoș Chitic la mulți ani cu ocazia împlinirii a 50 de ani de viață și să-i urez multă sănătate, multă putere de muncă și să ducă la îndeplinire tot ceea ce și-a propus pentru locuitorii municipiului Piatra Neamț. Unele dintre ele da, unele nu. Fiecare sprijină în limita posibilităților lor. TRV-ul până acum nu a avut profit. De față, din câte mi-aduc eu aminte, e vorba de un post de debutant, deci în niciun caz nu va putea să-l înlocuiască pe domnul Bojoveanu și de asemenea, din câte știu eu, domnul Bojoveanu cred că ori de la sfârșitul acestei luni, ori de luna viitoare va reveni la program. Deci este da, da. Păi, la câte evenimente are municipiul Roman, să spuneți dumneavoastră dacă justifică sau nu. Păi, sunt patru. Da. Dar acolo nu vorbim numai de evenimente, vorbim și despre mass media, monitorizare mass media și relațiile cu mass media și așa mai departe. Ea este consilier personal. Comenzile către mass media vin de la acel birou. Confundăm lucrurile, da. Ce se numește fotograf? Ar însemna resurse financiare pe care ar trebui să le și aibă. Presă. O să te presă, nu?